Părinte Stares, Părinte Protopop, iubiți părinți, iubiți credincioși, și astăzi, ca la fiecare liturghie, am cântat fericirile. Le cântăm la fiecare liturghie pentru ca în jertfa noastră să înțelegem că Domnul ne cheamă să fim fericiți. Și încă din această viață putem cunoaște fericirea atunci când sufletul nostru se încredințează cuvântului Lui. Fericiți sunt toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe El, spune Domnul în popor. Și încep fericirile cu cei sărați cu Duhul. E bine să înțelegem cine sunt cei sărați cu Duhul, ca să fim și noi între aceștia chemați să moșenească împărăția cerurilor, chemați să-L cunoască pe Dumnezeu. S-a crezut mult timp că fericiți, sau s-a interpretat uneori, că cei sărași cu Duhul ar fi cei proști, cei care nu înțeleg. Nu la aceștia se referă Dumnezeu. Mai mult sau mai puțin cultivat, săracul cu Duhul întotdeauna este omul înțelept, care a înțeles că smerenia este o alegere și un act de credință. Smerenia înseamnă a înțelege lucrarea lui Dumnezeu în viața lui și în istorie. Smerenia este un realism duhovnicesc. Nu este intrarea în niște scheme comportamentale. Nu înseamnă am numit tot timpul păcătos și aștepta eventual compătimire și cinstire pentru aceasta. Smerenia nu înseamnă am învinovățit permanent. Smeritul nu este cel cu capul plecat care se ferește a te privi în ochi, de multe ori având ceva de ascuns, uneori viclean. Din păcate și smerenia se poate fățărnici. Omul poate imita smerenia, paradoxal, tocmai pentru a câștiga suportul, ajutorul celorlalți, sau poate chiar cinstea celorlalți. Poate imita smerenia victimizându-se. Smerenia se poate confunda cu o nelucrare, cu o trândăvie duhovnicească și nu este nimic din acestea. Smerenia la care ne cheamă Dumnezeu este putere și curaj de a te cunoaște așa cum ești, de a-ți accepta și neputințele și biruințele și întâlnirile pe care ți le pune Dumnezeu pe care uneori otrăvitoare, uneori grele, uneori dureroase. Smerenia înseamnă a accepta și nedreptatea în viața ta. Și a rămâne nu un om temător, ci un om în care nu a fost biruită credința și dragostea și cinstirea de Dumnezeu și de oameni. Smerenia se traduce în bunăvoința pentru celălalt. De aceea, cel care se fățărincește a fi smerit, își va da cândva arama pe față, în fața nedreptății. De multe ori, în fața cuvântului drept spus de celălalt de lângă el și care îl rănește. Smeritul nu așteaptă recunoștința celuilalt. Și nu așteaptă să se compare cu celălalt. În pericopa pe care am auzit-o, Domnul ne învață cu cine trebuie să ne comparăm. Fiți dar desăvârșiți, pentru că Tatăl vostru desăvârșit este. Reperul nostru este viața Domnului Hristos. Și în Domnul Hristos vedem bunăvoință, vedem iertare, dar vedem și fermitate. Atunci când este bajocorită credința, atunci când casa Tatălui este tâlhărită, a făcut din casa mea peștere de tâlhari, spune Domnul punând mâna pe bici. Atunci când cel de lângă el venea cu viclenie, Domnul tace și tăcerea este o sentință. Și în istorie, și în viața noastră, și în fața adresărilor noastre, de multe ori Domnul tace și nu-i vedem nici minunea, nici lucrarea,
pentru că nu răbdăm până la capăt. Smerenia adevărată este și un act de răbdare. Este o înțelegere și o credință nestrămutată în Dumnezeu, Cel ce face judecată tuturor celor care li se face strâmbătate, cum spune psalmistul. De aceea cel smerit este un om care crește, care are răbdare cu celălalt și are bună voință. Este cel care găsește puterea de a vedea în celălalt motivul de a-L sluji, motivul de a-L odihni. Și de ce este fericit un asemenea om? Pentru că sufletul celor smeriți, Dumnezeu își arată puterea sa. Sfântul Apostol Pavel, cel care a fost râvnitor pentru credință, și-a crezut că vorbele apostolilor seamănă o credință neadevărată și a pus toată râvna și priceperea și înțelepciunea de a combate aceasta și chinuia sufletul. Și vedem că Domnul, în loc să-l certe, îl compătimește. Saule, pentru ce mă prigonești? Greu îți este să dai cu piciorul în țepușă. Greu îți este să lupți împotriva adevărului lui Dumnezeu. Și înțelege Pavel și schimbă inima și schimbă viața. Și mai înțelege ceea ce avea să pună ca mărturie. Că în slăbiciunea lui se vedește toată puterea lui Dumnezeu. Și că în fiecare din noi este și slăbiciune și neputință, dar care atunci când sunt înțelese și asumate, devin cuprinse de puterea lui Dumnezeu în sufletul nostru. Și asemenea lui Pavel, omul devine lucrător neobosit și netemător. Când vor să-l oprească, a merge în cetatea unde avea să sufere, Pavel îi ceartă pe cei credincioși. De ce în sfârșit inima? O tânără care avea darul prorociei îi ia șervetul și arată precum am legat cu acest șervet, așa, astfel va fi legat Pavel al nostru. Pentru ce înfrângeți inima? Că eu sunt gata să sufăr mai mult decât acestea pentru Domnul. Creștinul adevărat și smerit nu este masochist. Nu caută durerea. Nu fuge după ea. Am învățat să mă port și în lipsă și în bogăție, spune Sfântul Apostol Pavel. Nu caută durerea, dar nu se teme de ea. Nu-și vinde libertatea de spaima durerii. Nu-și vinde sufletul pentru confortul lumii acesteia. Valorile pe care le are încredințate sunt păzite în sufletul lui cu pază puternică, cu pază dumnezeiască. Creștinul smerit nu caută suferința, dar nu se teme de ea. Și înțelege că atunci când în viață Dumnezeu îi pune întâlnire cu suferința, atunci mai mult decât durerea va simți mângâierea și întâlnirea cu Domnul. Smerenia este un act de credință și de aceea devine loc de întâlnire între om și Dumnezeu. Roada Duhului, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, bunăvoința, pacea. Împotriva unora ca acestora nu este lege. Cel smerit nu este un om fricos. Nu este un om care să lupte cu armele lumii acesteia. Dar nici nu este un om care să nu lupte deloc pentru a-și păstra reperele, pentru a îmbărbăta pe ceilalți. Cel smerit este omul care a cunoscut pacea ce vine de la Hristos. Nu precum dă lumea, dau eu vouă, spune Domnul. Nu pacea care vine din bani, din relație, din compromis pe care le învață lumea aceasta. Nu această pace care se cutremură odată cu lumea și seducția ei.
ci pacea simțită în suflet ca întâlnire și înțeleasă în orice moment de bucurie sau de suferință. Această pace schimbă pe om și acest om devine mânghietor de oameni. Smerenia, spuneam că se poate fățărnici. Dar din fericire, smerenia se poate și învăța. Mergi lângă omul smerit, spune Patericul, și vei deveni tu însuți smerit și te vei mântui. Smerenia și binele și ele deopotrivă sunt molipsitoare. Și răul este molipsitor, și mândria este molipsitoare, dar și smerenia și binele sunt molipsitoare. Și de aceea a sta lângă omul smerit înseamnă a împărtăși acest adevăr al vieții. Suntem împreună astăzi aici, făcând pomenirea Părintului Iustin. Au trecut 10 ani de când a trecut la Domnul. După o viață bogată, după o viață ajunsă la vârstă înaintată, ani mulți, mulți dintre ei a pus cu siguranță Domnul pentru mânghierea noastră și a voastră, nu atât pentru mânghierea Lui, pentru că mânghierea omului este în împărăția cerurilor. Suntem să-i facem pomenirea, să ne rugăm pentru el. O fericire a celui smerit este și aceea, că dragostea celorlalți este nefățarnică și îi duc pomenirea mai departe. Suntem aici pentru a ne ruga, pentru relăsări sau lucruri ce nu, ce au rămas cu umbră, ca Domnul să-i dăruiască desăvârșit împărăția cerurilor pe care a căutat-o și pe care a slujit-o. Dar suntem aici și ca martor că smerenia lui a fost una autentică, că slujirea lui a fost una dreaptă și credința lui a fost o credință lucrătoare și care a dus roadă. Ziua de astăzi este și un îndemn ca să purtăm mai departe, precum purtați steagul, gândul slujirii, gândul iubirii de neam, de limbă și de credință, dar și gândul de curaj, că atunci când doi sau trei sunt adunați în numele meu, spune Domnul, și eu sunt în mijlocul lor, și atunci este Domnul, este putere. Vedem și în vechiul legământ, nu în oaste multă biruia Domnul, ci în cei puțini și întăriți în credință. De aceea, mesajul întâlnirii noastre de astăzi este de a fi martor unei slujiri pe care Părintele a adus-o cu adevărată smerenie, începând să asculte deopotrivă pe săraci și pe bogați, deopotrivă pe cărturari și pe cei mai puțin cărturari, cu răbdare, cu inimă adâncă și cu smerenie, învățându-i nu doar din experiența lui de viață, ci din ceea ce Dumnezeu a pus în inima lui. Și ne agonisim pentru el, nici darul, nici ceva influența lumii acesteia, ci împărtășindu-o mai departe, ca un râu ce se primenește curgând și slujind celorlalți. De aceea facem pomenirea lui cu un sentiment al datoriei, dar și cu o chemare să înțelegem că Dumnezeu pune în noi o chemare. Să ne iubim precum a învățat Părintele. Credința și țara și neamul. Învăța pe cei ce căutau să plece pe un trai mai bun și mai ușor. În condițele în care cu adevărat din ce în ce mai greu era traiul aici. Să nu se înstrăineze. Pentru că durea această înstrăinare a românilor de locul în care s-au născut. Îl durea înstrăinarea locurilor și pădurilor noastre care au fost cu trudă și greutate și luptă agonisite ca moștenire. Am primit o moștenire asupra cărei au trebuit să luptăm și să ne rugăm Domnului să o ducem mai departe. Smerenia adevărată este un realism
care ne face să dorim cele bune și drepte și să înțelegem valorile pe care Dumnezeu le-a împărtășit spre cunoaștere, spre îmbogățire omului. De aceea, de la această pomenire, să plecăm cu curaj, să plecăm cu îmbărbătare, să plecăm cu bucurie, pentru că atunci când mărturisim smerenia și credința biruitoare, atunci înțelegem că și noi, dacă vom trăi așa, vom îmbărbăta pe cei din jur și vom lucra voia lui Dumnezeu în lume. Și acolo unde voia lui Dumnezeu lucrează, din pământ puțin este roadă multă, din oameni puțin este lucrare rodnică. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să fim nu puțin, ci mulți și credincioși și smeriți și buni, ca să se împlinească și noi fericirea celor săraci cu Duhul, pe care Domnul o pune la inima noastră, fericirea celor smeriți, care devin puternici, curajoși și înțelepți. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot